Bună, eu sunt Andra Gogan și pentru că foarte mulți mi-ați cerut asta, vă voi vorbi despre motivul pentru care eu și Teo ne-am despărțit. Deși nu am confirmat vreodată în public relația, vă spun acum că am fost împreună cu Teo din serial pentru aproximativ 2 ani și de curând ne-am despărțit. Bun, o să o iau cu începutul. Eu cu Teo ne-am cunoscut în Buzău. Apropo, în Buzău m-am și născut. Am început să ne dăm like-uri pe Facebook și apoi fratele meu mi-a spus că dacă vreau să vorbesc cu el sau așa, să-i dau eu un mesaj pe Facebook. Așa că asta am făcut și următoarea zi ne-am văzut pentru prima oară, era chiar în perioada Crăciunului, ne-am apropiat și ne-am combinat. Am reușit să țin relația la distanță destul de mult timp, pentru că fiecare făcea eforturi să vină în orașul celuilalt o dată pe săptămână. L-am luat și în serial, a fost profesor de dans la academia noastră și totul mergea foarte bine ca în orice relație. Am avut o grămadă de momente frumoase și el a reușit pe parcursul relației să mă facă fericită. Bun, acum să vă povestesc cu despărțirea. Ca în orice relație, nu toate lucrurile merg perfect. Într-o zi, după ce am terminat un concert la Râmnicul Sărat, m-am rugat foarte mult de ai mei să trecem prin Buzău, să rămânem o seară la bunica mea, ca să mă văd și eu cu Teo, că mi-era foarte dor de el. Am ajuns în Buzău și eram îmbrăcată de concert, aveam pantaloni scurți și nu prea era ok să ies afară la ora aia, adică părinții mei mi-au spus că nu mă las în centru la ora 12 noaptea sau cât era, pentru că, na, nu era ok. Așa că l-am rugat pe Teo să vină el în fața casei mele, să stăm puțin, să vorbim, ca idee el stă la 15 minute de casa bunicii mele. El mi-a spus că e cu băieții afară și că e răcit și că nu vrea să vină, după ce totuși a făcut un efort pentru el să vină în Buzău. Da, și din motivul ăsta, plus faptul că fusese destul de rece cu mine în ultima perioadă și simțeam asta, i-am propus la nervi să ne despărțim. Știți genul ăla de certuri scurte în care vă certați și apoi după 10 minute vă împăcați și totul se termină frumos? Ei bine, la mine nu a fost așa. Teo a luat în serios despărțirea și a acceptat asta fără nicio problemă. Dar e normal, poate asta se întâmplă oricui. Mă rog, eu nu am înțeles pe moment ce s-a întâmplat, așa că am așteptat să mă sune, să vorbim și să ne împăcăm. Din păcate, totul din acel moment a dus spre mai rău. Am vorbit prin mesaje și ne-am certat, nu ne-am mai văzut, iar totul apoi s-a transformat într-o pauză din relație mare, care apoi s-a transformat într-o despărțire pe bune. Ok, am suferit. Orice persoană suferă și e normal să suferi după o despărțire. Cred că și el a suferit, sau poate nu, adică habar n-am. Dar această despărțire a reușit să mă maturizeze puțin și să mă dezvolte. Fix în acea perioadă a început turneul prin țară. Iar eu trebuia să fiu super energică, să am energie pozitivă pentru copiii care veneau la concerte. Așa că prietenii m-au ajutat. Au stat cu mine când plângeam prin turneu, au încercat să mă înveselească, îmi puneau melodii de despărțire vesele. Mă rog, eu le ascultam și pe alea triste, pentru că este pentru prima oară când am simțit cu adevărat piesele de despărțire ale artiștilor. Deci le înțelegeam pe toate, simțeam că toate sunt făcute pentru mine. Iar după vreo 2 săptămâni, cred, eu cel puțin la suprafață îmi revenisem. Am început să mă bucur iarăși de viață, postam chestii super nebune din turneu pe social media, nu am vorbit despre subiect, am lăsat totul să treacă, doream pur și simplu să învăț din această experiență și să trec peste. Ei bine, faptul că eu m-am postat veselă și fericită pe story-uri, pe Instagram, probabil au făcut pe Teo să creadă că mie nu mi-a păsat deloc de relație. Ce a făcut el după chestia asta? S-a combinat cu o fată din figurația serialului Popular in High School, cu care se cunoscuse la filmări. Trecuseră vreo 2 săptămâni după ce ne despărțiseram, iar mie mi s-a părut că a făcut chestia asta mult prea rapid. Na, ca orice fată după despărțire, nu puteam încă să percep tot. Am început iar să sufăr, să plâng, dar apoi mi-am dat seama că e viața lui și are tot dreptul să facă ce vrea el cu ea. Ei doi au început să posteze poze împreună, iar eu eram în turneu și vedeam de viața mea. Țin minte cum mi-a povestit mama că în timpul filmărilor, această fată a întrebat-o și pe ea și pe tata cum poate să facă ea să ajungă ca mine. Adică care sunt pașii. Iar mami, fericită că lumea mă apreciază, i-a spus exact cum am ajuns eu aici unde sunt. Prin muncă, de mică, prin muzică, dans, vlogging, iubire pentru tot ceea ce fac. Fata a înțeles și a zis că o să facă și ea la fel. Ghiciți ce? A ales varianta scurtă, pentru că există mai multe moduri să ajungi cunoscut pe internet. Facem un tutorial în viitor despre asta. Dar se pare că unii vor să ajungă sus direct, fără să se străduiască. Și anume, iei un telefon, spui ceva fals sau nu despre o persoană puțin mai cunoscută, iar apoi haterii persoanei te bagă în seamă, iar urmăritorii persoanei poate sunt păcăliți. Deci, cum să vă spun, cred că am pățit chestia asta de cel puțin 5 ori până acum. Persoane apropiate pe care le-am ajutat cât am putut ca să ajungă cât mai aproape de visul lor s-au decis brusc să nu mai colaboreze cu mine, apoi să văd că postează peste tot chestii de genul Andra Gogan nu este cine credeți voi că este.
Andragogan are două fețe. Andragogan m-a înjurat, Andragogan nu m-a plătit și tot felul de titluri din care orice copil sau persoană ar trebui să-și dea seama că sunt false și doar pentru vizualizări. Da, și fata asta cu care s-a combinat Teo a luat-o pe același drum. Și vă zic sincer, e mega simplu să crești în online așa. Pe bune, dacă vreți 100K, intrați cumva în viața mea, aflați chestii personale, apoi inventați voi ceva, schimbați așa povestea și peste noapte aveți foarte multe vizualizări. Dar nu vă recomand asta. Sunt sigură că sunt multe subiecte pe care le puteți aborda pe internet ca să creșteți. Să revenim la ea. A început să posteze pe Instagram chestii neadevărate despre mine pentru că își dorea să crească, iar unii au crezut-o. Deci fix când mă obișnuisem cu ideea și chiar trecusem peste, a început să se lege de viața mea personală, deși eu nu le-am spus nimic. Efectiv era viața lor. Apoi într-o zi a făcut un live foarte, foarte nașpa, în care... Ghiciți cine era subiectul principal? Pentru că știu că sunt urmărită și de copii, nu voi recrea cuvintele pe care le-am auzit în acel live. Faza e că după ce a vorbit de rău de mine vreo 40 de minute, au intrat doi prieteni de-a lui Teo. Ei au spus unele lucruri atât de personale și atât de false despre mine, încât unele înjurături nu le mai auzisem în viața mea, sincer. Iar ea dubla tot ce spuneau ei și zicea chestii de genul: vedeți cum este Andragogan în realitate, vedeți pe cine iubiți voi? Bun, și mai mult decât atât, Teo comenta la toată discuția lor cu emoji-uri cu râs. Adică se amuza de toată faza asta. A fost destul de dureros, dar mai mult pentru mama mea, care a greșit băgând-o în seamă. A crezut că poate comunica cu ea. A vorbit cu ea la telefon, crezând că gândește rațional, deși eu i-am spus că nu are rost. Părea destul de înțelegătoare la telefon și a cerut chiar scuze pentru tot, a șters live-ul pentru că și-a dat seama că n-a făcut ce trebuie. Iar eu chiar m-am văzut cu Teo ca să lămurim toată situația și să rog să nu ne mai băgăm reciproc unul în viața celuilalt. Iar totul părea că se duce într-o direcție bună. După câteva zile, iar postări despre viața mea. Și mai nou începuse să se ia și de fratele meu cu gluma aia clasică, surorile Gogan. Iar când am văzut asta, mi-am dat seama că chiar nu am cu cine să discut. Așa că eu am trecut peste, nu am reacționat. Singura acțiune în direcția asta este acest video, în care eu vă explic o experiență din viața mea, din care ar fi minunat dacă măcar câteva persoane a reușit să învețe ceva și să știe să reacționeze la o astfel de situație. În final, vreau să vă spun că relația mea cu Teo a fost una foarte frumoasă. M-a iubit și m-a învățat ce înseamnă iubire. Și îi mulțumesc pentru asta. Am fost fericită alături de el și îmi voi continua viața la fel de fericită. Eu am trecut peste și dacă voi vreodată vă vezi o video de despărțire atât de dură, sper să înțelegeți că nu sunteți singuri sau singure în așa ceva și că până și eu am pățit asta și multe persoane au pățit asta. Viața e frumoasă, o să ne tot găsim iubiri, o să ne despărțim, dar important e să învățăm din fiecare câte ceva și să ne ajute să ne dezvoltăm până când ne vom găsi sufletul pereche. Cât despre fata cu care s-a cuplat Teo, vreau să-i mulțumesc și ei că mi-a arătat o altă latură a persoanei cu care am stat aproape 2 ani. Iar astfel am reușit să trec peste. Sper că și ea și el să se concentreze de acum încolo pe viața lor și să se dezvolte așa cum și eu încerc să mă dezvolt. Iar voi, cei care vă uitați la acest clip, sper să înțelegeți că viața nu este mereu perfectă, că există și oameni care nu ne doresc binele și că trebuie constant să facem diferența dintre adevăr și minciună. Și să nu credem orice postează oricine de rău despre mine sau despre altă persoană pe internet. Asta a fost tot ce am avut de zis. Vă iubesc foarte mult și am fost datoare cu acest răspuns pentru voi și dacă vreți ca și alții să afle despre experiența mea, puteți să dați share la acest video. Și scrieți-mi în comentarii, voi ați trecut printr-o despărțire? Cum a fost? Ați știut să treceți peste? Oricum, vă doresc să nu treceți prin așa ceva vreodată și vă mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat. Iar noi ne revedem data viitoare!